Peste 6 milioane de români au spus da la referendumul pe care l-am convocat pentru viitorul României și au dat astfel o lecție dură populismului, o lecție dură dată populismului, demagogiei și discursului anti-european și anti-justiție promovat în campanie și nu numai de PSD. Ieri, dragii mei, a câștigat România europeană, România democratică, România în care justiția este și trebuie să rămână independentă, România în care hoții și infractorii stau la pușcărie, nu în fruntea statului. Mobilizarea extraordinară a românilor din țară și de peste hotare a fost impresionantă. Votul de astăzi ne arată că democrația s-a maturizat, că cetățenii înțeleg ce armă puternică este votul. Rezultatul de astăzi, votul de ieri, 26 mai. Este însă inacceptabilă bătaia de joc autorităților la adresa românilor din diasporă. Românii au fost supuși unei noi umilințe din partea unor guvernanți incapabili să înțeleagă că rolul lor este să fie în slujba cetățeanului, nu împotriva cetățeanului. Eu cer autorităților responsabile ca după incidentele foarte grave din 2014 deja, care s-au repetat în mod regretabil ieri, să ia măsuri urgente astfel încât românii din diasporă să poată vota în condiții normale, fără a sta la cozi interminabile ore în șir, doar pentru a-și putea exercita un drept constituțional, dreptul la vot. Votul covârșitor pro-european exprimat de români face ca țara noastră să se detașeze clar în rândul statelor europene care susțin cu tărie proiectul european. Dacă vorbim despre partide, și vreau să vorbim și despre partide, fiindcă nu s-a votat doar pentru referendum, ci și pentru Parlamentul European, este de remarcat că Partidul Național Liberal a obținut un scor istoric și îi felicit pentru acest lucru. Europarlamentarele au fost câștigate de Partidul Național Liberal. Astfel, PNL este pe cale să devină cel mai important partid politic din România. Salut și votul pentru alte partide. Este remarcabil rezultatul obținut de Alianța USR Plus, care arată că în România se poate construi o alternativă serioasă, credibilă la actuala majoritate falimentară și s-a văzut foarte clar că românii cred în așa ceva și își doresc o astfel de alternativă. Dacă adunăm voturile, atunci ne dăm seama că PNL, împreună cu USR Plus, pot pune baza unei colaborări care vine ca o alternativă la actuala guvernare eșuată a PSD-ului. Iar PSD a primit cea mai aspră sancțiune pentru modul dezastruos în care guvernează și pentru atacurile permanente la adresa justiției. PSD a avut dreptate să se teamă
de votul românilor, dar nu l-a putut, din fericire, împiedica, în ciuda tuturor eforturilor făcute de PSD de a boicota scrutinul de duminică. Și în acest context, m-a bucurat că și electoratul PSD a înțeles că agenda antijustiție a liderilor PSD este greșită și că a votat acest electorat la referendum. Nimeni nu este și nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. Acest lucru nu a fost doar acceptat, a fost înțeles de toată lumea și de aceea votul la referendum mă bucură cu atât mai mult. Nimeni, dar nimeni nu poate folosi guvernarea în România în interes propriu. Și pentru asta PSD-ul a primit votul de blam. De astăzi, dragii mei, începe schimbarea în bine în România. Avem, din păcate, multe de reparat după dezastrul produs de PSD în 2 ani și jumătate. Dezastru produs nu numai în domeniul justiției, dar acolo impactul s-a văzut cel mai puternic. Dezastrul din economie, din sănătate, din educație. Avem mult de lucru, să ne apucăm.